Salut, prieteni! Sunt Mihai Stepanov, cu un video nou despre un site din Marea Britanie sub denumire de Windham Energy. Deci aici fac un airdrop unde, îndeplinind sarcinile care sunt create pentru noi, putem primi, aduna 100 de monete care pe site la ei acum se vând cu 65 de euro. Deci eu vă propun aceste monete să le primiți gratis, iar apoi timpul va arata ce va fi cu moneta dată. Vom putea să le vindem, să facem 65 de euro, nu? Deci, deoarece se dau gratis, nu cred că e mare problema de a face 10 minute pașii care se cer. Deci, pentru a face înregistrare pe programa dată, sub video este un link care ne aruncă la această pagină unde trebuie să trecem la Telegram Bot. Este așa o programă care se lucrează în Telegram. Deci eu am îndeplinit sarcinile care am putut să le fac, vedeți cu verde. Și două încă se verifică. În 6 ore trebuie să fie verificate și în total să am 100 de monede. Ce trebuie de făcut? Deci când apăsați prima dată, acesta este un buton de a porni, start. Deci este start, unde este o imagine care trebuie să o alegeți din variantele care sunt. Apăsați pe ea, treceți la pasul 2 sau următoare sarcini. Deci ideea care? Că trebuie de făcut toate sarcinile și de așteptat până se termină airdrop-ul. Deci nu ieșiți din grup până nu se termină airdrop-ul, că o să fiți penalizați. Deci nu o să primiți monetele. Deci sarcina este legată prima cu Facebook, de făcut înscriere la pagina lor și de făcut un like. Condiții. Deci eu, ca să nu spun, eu pot ceva greșesc. Dar care din voi știe mai bine, poate ca mine și engleză, eu ce am înțeles, ce am făcut. Deci am făcut un înscriere la pagina lor Facebook și un like. După ce am plasat, am mai făcut un retweet, sau cum să-i spun eu. Am împărțit informația. Pagina mea și nu trebuia să fac. Doar ce am făcut, am copiat și am plasat link-ul. Trebuia doar să plasez link-ul la pagina mea. A doilea, cu Twitter este o sarcină, unde tot trebuie să facem înscriere la pagina lor și să facem un retweet. Deci unii sunt sarcini. Acestea, uitați-vă, cedeți unii cu săgea. Apăsați, se deschide și apăsați, faceți sarcina. După ce ați făcut, de pe el trebuie descris, citiți condiția. Deci de pe el trebuie descris username-ul. L-am scris, l-am trimis. Apoi este sarcina, deci unii sarcini deja au dispărut, că eu le-am făcut, faceți la rând cum apar. Trebuie de făcut înscriere la pagina lor pe website-ul lor, unde este deci acolo când treceți la pagina lor, apăsați pe de creat cont, unde introduceți login-ul, email-ul, parola, repetați parola și după aceea trebuie să intrați în email. Și să faci activare apăsând pe linkul care vine. După ce ați verificat email-ul, aici ia, deci uitați, vedeți unde apare posibilitatea de a scrie, scriți
E mai lucru care s-a făcut înregistrare și o trimit. După aceea, următorul pas este de a adăuga portofelul Ethereum care îl aveți, pe care o să vină monetele date după airdrop. Trimiteți și după aceea, în final, vă apare informația aceasta, ce sarcini sunt făcute, ce nu, și linkul de referral. Deci, pentru un referral, dacă doriți să invitați, primiți 5 monete. Deci, ce vedeți cât să aveți invitați și așa mai departe. Dacă doriți ceva să schimbați, aici este de a edita. Careva date. Ați schimbat, apăsați lipilă pe edit. Vă întoarceți înapoi. Deci cam atât ce am vrut să spun, numai bine.